acest roman, lăsând plăcerea cititorilor de a descoperi. Ceea ce vreau să spun este că Locul Antinuș este unul dintre scriitorii a căror proză reprezintă o piesă fundamentală în cadrul literaturii testimoniale privind prezența portughezilor în spațiul african. Este vorba despre, mai târziu, despre războiul colonial, care apare și în acest roman ca un fundal, pe marginea căruia, de fapt, se conturează existența tuturor personajelor existente. În roman se înfățișează niște universuri, mici universuri concentraționare, cum ar fi micul sat din Africa, cel Kingo specific, în care toată populația ajunge să fie măcelărită. Este un roman care, o scriptură, de fapt, care ne atrage atenția prin scalaritatea lui, prin caracterul gradual în care se construiește. Avem de-a face cu o serie de personaje care nu sunt denumite, nu au nume proprii, ele sunt caracterizate, sunt desemnate de fapt prin natura relațiilor care există între ele. În roman, romanul este alcătuit din aceste voci. Este vorba de fapt despre un roman polifonic în care vocile diverselor personaje se întrepătrund. Poate fi la fel de bine caracterizat și ca un roman psihologic, pentru că fiecare actant, de fapt, are o viață foarte dureroasă și tulburată. Ei sunt obsedați de un trecut pe care nu-l pot înțelege, nu și-l pot explica. Fiecare dintre ei, întâlnindu-se cu ceilalți într-un anumit tip de raport. De fapt, romanul este construit pe două planuri, pe două mecanisme psihologice fundamentale, cum ar fi uitarea și rememorarea. Într-o prima fază, personajele uită ceea ce li s-a întâmplat, tocmai pentru a putea merge mai departe, pentru a putea, pentru a-și putea trăi o existență, de fapt, marcată de un trecut foarte apăsător și întunecat. Pe măsură ce avansăm în lectură, personajele mi se despăină, dar în același timp asistăm și la o autodescoperire. Ei fac diverse conexiuni. De aceea romanul înaintează destul de greu. Este o scriptură care avansează lent. Revind, de altfel, la acesta este și talentul de salvare al Locul Antinuș, reușim să rezolvăm aceste mecanisme labirintice ale psihicului uman, prin care personajele în cele din urmă reușesc să pună cap la cap, să îndine ca într-un puzzle, evenimente din trecut, pe care nu-și mai aminteau. De fapt, această uitare reprezintă și mecanism de auto-apărare a psihicului. Nu pot mai insista, răspundu-te colegul meu din Lăin să vă povestească lucruri mai
că despre cunoscându-l de altfel personal și pe Dinu Flămând, se va povesti cu siguranță de timp mai interesant.